Dragi români, dragi călărășeni, suntem în Tonea, județul Călăraș, la 5 km de orașul Călăraș. Uitați, priviți ce se întâmplă aici. Suntem la 200 de metri de brațul Borcea, o groapă de gunoi lângă Călăraș. Nu mai vorbesc de faptul că primăria de aici, Consiliul Județean, nu a făcut nimic pentru această zonă, când ar fi trebuit să fie o oază de verdeață, când ar fi trebuit să fie o zonă de agrement. Nu vorbesc că niciun parlamentar de Călăraș, el, senator sau deputat fost sau actual, nu s-a interesat de această groapă de gunoi. Este un focar de infecție. O zonă atât de vastă, probabil sunt câteva hectare de teren. Acolo unde vedeți pădurea în spate este brațul Borcea, da? Care unește Dunărea Veche și merge către Tătești-Cernavodă. Uitați cum poate să arate incompetența unei administrații, incompetența unor parlamentari care nu s-au interesat o zi în ultimii mulți ani de zile, să nu spun 4 ani de zile, nu s-au interesat o zi de această situație, astfel încât aici, pe fonduri europene, să poată să fie dezvoltată o zonă de turism sau o zonă de investiții, o platformă industrială. Asta înseamnă o Românie lăsată de izbeliște, o Românie care astăzi unii cer votul din nou ca să nu facă nimic și să ajungem să venim poate iarăși peste 4 ani de zile și să asistăm la mizeria de aici. Rușine celor care administrează această comună, Tonea, modelul. Rușine parlamentarilor care nu s-au ocupat, probabil având multe sezizări de lucrul ăsta. Ați votat? Uitați și ați votat, dragi. Asta este opera primarului fost de Călăraș, primarului fost de modelul, fost de Tonea, al lui Eugen Nicolicea, deputat de PSD de Călăraș. În loc să vină să aducă investiții, în loc să fie transformată într-o zonă de agrement, sau să fie o platformă industrială, să genere locuri de muncă. Uitați cum arată această zonă la mai puțin de 300 de metri de cel mai important râu al României, fluviul Dunărea. Asta este povestea județului Călăraș la 30 de ani de la Revoluție. O poveste care trebuie să fie schimbat. Avem nevoie de o altă conducere aici. Avem nevoie de o viziune, avem nevoie de oameni competenți, avem nevoie de parlamentari care să se implice în comunitate. Avem nevoie de parlamentari care să propună legi, să facă interpelări, să se țină de Ministerul Mediului astfel încât să nu mai există lucrul ăsta, să se țină de cuvânt și să vorbească cu acești primari în această zonă, primarul de Călăraș, primarul de Modelul, primarul de Tonea, să vorbească și să-i sprijine ca această zonă să fie transformată în ceva frumos. E incredibil, uitați, hectare de teren, gunoi cât cuprinde. Uitați aceste mioare, dacă observați, pască, nici nu pot să spun, că nu este iarbă, numai pământ, nu știu cum mai găsesc fire de iarbă verde printre gunoaie provenite, văd multe dintre ele, de construcții, de uz menajer, uz casnic, fiare. Aici s-au adus straturi peste straturi de gunoi. Și uite ce a rezultat. Când vreodată zona asta va mai fi readusă la viață? Nici iarba nu crește pe ea. Deșeuri, reziduri și toate astea la 300 de kilometri de brațul Borcea, de Dunărea. Poate una dintre cele mai frumoase zone ale țării. Un județ riveran cu Dunărea pe lungime de 60 de kilometri.
zonă în care ar trebui turismul să înflorească, o zonă în care ar trebui sau trebuie să avem embarcațiuni vara, navele cu străini să poposească la noi, zonă în care trebuie să existe o industrializare, să existe locuri de muncă. La fel avem fluviul Dunărea ca și transport maritim, cel mai ieftin transport per kilometru sau per mile dintre cel rutier și cel feroviar, ca și cost. N-avem nimic. Incompetență de la A la Z, primari, deputați, senatori. Dragă Nicolicea, Eugen Nicolicea, deputat PSD, 4 ani de Călăraș. Ce-ai făcut, domnul Nicolicea, aici? Uite, ce-ai făcut, Nicolicea? N-ai făcut nimic, Nicolicea. Uite, Nicolicea, groapă de gunoi. Uite și tu, județul care l-ai, care ți-a încredințat, ți-a dat un vot, ajungi în Parlament, Nicolicea. Da, dumneata, domnule Predoiu, domnul ministru al Justiției, domnul Predoiu, uite, domnul Predoiu, stăți, deputat de Călăraș, uite cum arată. Uite cum arată la 5 km de Călăraș modelul Tona, uite, și la 300 de metri de Dunăre, domnul Predoiu, despre asta discutăm. Dragi călărășeni, eu vă spun sincer, eu, Cătălin Lucian Iliescu, senator al României și candidat în partea Partidului Mișcarea Populară pentru una dintre cele două poziții de senator al acestui județ, al județului Călăraș, vă garantez, dându-mi votul pe data de 6 decembrie, vă promis solemn că vă voi ține din prima zi de investire în noul Parlament, mă voi ține de promisiunile pe care le fac acum. O să vorbesc cu fiecare primar de aici, o să vorbesc cu miniștrii de resort, astfel încât viața oamenilor să se schimbe. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Oamenii trebuie îndrumați, primarii trebuie îndrumați, trebuie accesate fonduri europene, trebuie să aduci investitori, trebuie să creăm locuri de muncă, trebuie să dirijăm banul public, atenție, banul al fiecăruia dintre voi în lucruri concrete. Nu în pomeni, nu în ajutoare, nu în cumpărări de voturi, nu, încă uite unde suntem la 30 de ani de la Revoluție. Suntem pe nicăieri.